Trei perechi de dansatori ai școlii de dans Loga Dance School au participat sâmbătă la Napoca Dance Fest, organizat în Cluj alături de alte peste 350 de perechi de dansatori. Dansatorii sătmăreni au intrat în finală, unde au demonstrat că după fiecare competiție devin cei mai buni. Loga Laurent și Ari Dalma au urcat pe podium pe locul 2 după ce au impresionat pe cei prezenți cu coreografiile de vals lent, vals vienez și quick step. Un alt loc secund a fost obținut de perechea formată din Rafael Diuși și Alexia Tala la categoria 12-15 ani, iar a treia pereche a obținut locul 6 din 11 perechi înscrise la clasa hobby categoria 10-11 ani. Astăzi, școala de dans Loga Dance School aniversează 7 ani de activitate prin organizarea unei gale în care vor fi prezentate mai multe stiluri de dans. De la înființarea sa și până acum, peste 2000 de persoane, copii, juniori și seniori, au participat la cursurile organizate de această școală, iar dintre aceștia mulți au avut parte și de recunoașterea arbitrilor la competițiile de dans din țară și din străinătate.